Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de miercuri 23 decembrie. Hai să vedem și pentru această zi de miercuri, înainte de Crăciun, ce energie ne rezervă cărțile de tarot pe situația de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Ok, foarte multe săbi, o energie mentală foarte intensă în această zi, foarte multe gânduri, dar și dorință și nevoie de schimbare aici. Pe situația de dragoste avem aici 8-ul de săbi, o carte care ne indică un blocaj mental. Această persoană se simte blocată între aceste 8 săbi, dar în realitate este liberă să plece din această situație oricând își dorește acest lucru cu adevărat. Și aici vreau să accentuez foarte mult diferența dintre visatul cu ochii deschiși, vai ce frumos ar fi dacă, și crearea unui plan de acțiune, da? Cum ar proceda de fapt cărțile de curte din suita de săbi. Ce ar face regina de săbi? Ce ar face regele de săbi în această situație? Ar face un plan bine pus la punct, ar analiza toate riscurile și oportunitățile și pe urmă ar acționa în consecință. Această carte vine și cu nevoia de comunicare. Pentru cei care sunteți într-un cuplu și sunteți nemulțumiți sau vă simțiți blocați în această relație, comunicați cu partenerul sau partenera. Pentru că aici văd un blocaj în comunicare între cei doi parteneri și e posibil ca partenerul sau partenera voastră să simtă și ei la fel cum simțiți și voi. Și atunci împreună să puteți să faceți un plan de acțiune ca să schimbați această situație care nu este în regulă. Foarte important aici, înainte să comunicați, să vă calmați, să vă centrați și să comunicați dintr-un punct de echilibru, să nu fiți agresivi, să nu faceți reproșuri, să găsiți o metodă matură, echilibrată, de a aduce în discuție aceste teme care vă deranjează sau care vă blochează. Pentru cei care sunteți singuri, acest blocaj, acest fapt că sunteți singuri, vine dintr-un blocaj mental în mintea voastră. E foarte important să vă analizați, să vedeți de ce nu considerați că meritați relația pe care vă doriți, pentru că aici blocajul este în mintea voastră. Și în momentul în care voi vă dați seama că într-adevăr sunteți o persoană valoroasă, că meritați să aveți viața pe care o vă doriți, partenerul pe care vi-l doriți, relația pe care o visați, o să începeți și să faceți pași concreți în această direcție. Visarea cu ochii deschiși nu va aduce niciun rezultat. Trebuie să și acționați în această direcție. Da, Universul ne ajută, ne dă, ne arată oportunitățile, dar și noi trebuie să acționăm în direcția acestor oportunități. Hai să mergem mai departe pe situația de sănătate. Avem aici 6 de săbi. O parte dintre voi luați decizia conștientă astăzi să lăsați în urmă, odată și pentru totdeauna, niște vicii, niște gânduri, situații, poate chiar și relații sau persoane toxice din viața voastră care vă afectau fizic starea de sănătate. Vă îndreptați către un viitor mai luminos, aveți aici un curcubeu deasupra capului care vă luminează calea către viitor, sunteți pe direcția bună, o să fie un drum lung, cu suișuri și coborâșuri, dar sunteți pe direcția potrivită, pe direcția corectă pentru voi, pentru starea voastră de sănătate. Pentru cei care aveți un început de depresie sau sunteți mai predispuși către stări emoționale negative care vă influențează și starea fizică de sănătate, este foarte important să vă canalizați asupra acestor lucruri pozitive care vă așteaptă în viitorul apropiat, să păstrați optimismul reprezentat aici de această pasăre și să lăsați în urmă toate lucrurile negative din trecut. Ne apropiem de un final de an. E momentul ideal ca să faceți o listă și să vă autoimpuneți, să lăsați în urmă anumite persoane, obiceiuri, vicii, lucruri care vă fac rău. Pe domeniul de carieră, bani, situație financiară, aici avem 9 de săbi. Foarte multă grijă, îngrijorare,
incertitudine pe domeniul financiar, nu știți ce o să fie la anul, sunteți îngrijorați de toate cheltuielile care vin asociate cu această perioadă a sărbătorilor, s-ar putea ca o parte dintre voi să nu știți de unde să faceți rost de bani ca să cumpărați cadouri pentru toți copiii, pentru toți prietenii, pentru toată familia. Soluția aici este iarăși în planul mental. Fiți creativi! Găsiți soluții creative pentru situația voastră financiară. Dacă nu aveți bani să cumpărați cadouri pentru toți prietenii, amânați vizita la aceștia. Nu mergeți chiar în prima, a doua, a treia zi de Crăciun. Lăsați vizita către prieteni mai încolo, pe perioada dintre Crăciun și Anul Nou, și profitați de reducerile care o să vină inevitabil după ziua de 24-25 decembrie, ca să le cumpărați atunci un cadou pe care poate acum nu vi-l permiteți. În relație cu membrii din familie, iarăși, fiți creativi. Nu trebuie neapărat să le cumpărați la fiecare câte un cadou, poate puteți să faceți niște cadouri, să faceți ceva manual, să faceți o prăjitură, să le tricotați un fular sau o căciulă, să găsiți niște cadouri creative, originale, care să nu vă dea o gaură în buget. Poate puteți să vă asociați cu alți membri din familie și să cumpărați cadouri împreună, sau dacă faceți parte dintr-un grup de prieteni în care toți ați fost afectați financiar de situația din acest an 2020, poate vă hotărâți să extrageți nume dintr-o căciulă și să nu cumpărați câte un cadou pentru fiecare prieten, ci să faceți așa ca un fel de cerc în care tu îi cumperi la X, X îi cumpără la Y, Y la Z și Z îți cumpără ție, să faceți așa un trenuleț al cadourilor. Găsiți metode creative și originale ca să nu vă dați o gaură în buget și să eliminați această sursă de grijă și de incertitudine. Bun, înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când o să amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie și nu uitați să dați un like la acest video dacă v-a plăcut mesajul meu. Avem aici o carte care a vrut să sară. E doar un gând, iar un gând poate fi schimbat. Gândurile pe care aleg să le gândesc și să le cred în clipa de față îmi făuresc viitorul. Aceste gânduri îmi modelează experiențele de mâine, săptămâna următoare și de anul viitor. Un mesaj foarte frumos care se mulează perfect peste toată această etalare de săbi, de energie mentală, de gânduri, care nu sunt tocmai pozitive. În afară de cartea aceasta pe situația de sănătate, celelalte au înglobate în ele și un mare risc, un mare potențial negativ, dar acest card de înțelepciune vine și ne arată că este în mâinile voastre să schimbați acest potențial negativ. Este în mâinile voastre să vă uitați la curcubeu și nu la ploaia care cade în momentul respectiv pe voi. Pentru că dacă continuați să vă îndreptați în viitor pe această direcție pozitivă din viața voastră, mai devreme sau mai târziu veți ieși de sub acest nor plângăcios și o să ajungeți sub acest curcubeu minunat. Vă doresc să aveți o zi minunată. Mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!